Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Divineții. Suntem în direct, așa cum ne-am obișnuit, nu întâmplător. În această dimineață nu am pus poză. Nu am pus poză din studio, dinainte de a intra în direct, tocmai pentru că avem și o surpriză pentru cei care sunt alături de noi de la prima oră, dar și pentru cei care ne vor urmări mai târziu pe rețelele de socializare, Facebook și YouTube, TikTok, Instagram, bine acolo nu emisiunea întreagă, bucățele, dragii mei, că așa rețelele astea de socializare ne ajută să ajungem cât mai departe de casă, cât mai departe în lume, uneori chiar și peste ocean, primim mesaje, vă mulțumim, dragii mei, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că mă susțineți. Și chiar vă mulțumesc pentru mesajele pe care le primesc de la voi, chiar dacă uneori nu răspund. Am un telespectator supărat, mi-a scris și în dimineața asta. Dar vreau să văd când își face curaj să bată la ușa studioului nostru, dacă are ceva de spus. Îl așteptăm aici. Bună dimineața, Cristi! Dragii mei, e vineri, suntem în februarie, iarna asta nu ne lasă să respirăm. Ieri a fost așa o zi frumoasă, dar azi dimineață iară mi-au înghețat mânuțele că a trebuit să răzuiesc parbrizul. Deci cei care plecați la serviciu, în orele care urmează, în ora în care urmează, să aveți grijă că nu e cald afară. Eu sper ca mai târziu să răsară soarele așa cum suntem noi obișnuiți. Amai dacă nu răsoare el pe cer, să răsară măcar în sufletul nostru și să avem o zi minunată și să ne bucurăm că vine weekendul. Tot despre dragoste, tot despre iubire va fi și ei emisiunea de astăzi. Și nu despre orice fel de dragoste. Este vorba despre dragoste pentru ceea ce noi iubim foarte mult, muzica, dragii mei. Pentru că atunci când ascultăm muzică, sufletul nostru se bucură. Atunci când intrăm într-o sală de spectacole, trăim momente minunate, indiferent de muzica pe care mergem să o ascultăm. Oameni care și-au dedicat viața acestei frumoase, acestui medicament, cred că aș putea să spun. Dar o să-l întrebăm în minutele care urmează pe invitatul meu, pentru că a spus la un moment dat că muzica îi vindecă sufletul. În această dimineață, alături de mine, în platou, în platou de Ale Dimineții, așa cum am dezvăluit, domnul profesor, maestru, dirijor, George Câlțea. Bună dimineața! Bună dimineața, sărumile! Și vă mulțumesc că ați făcut așa un efort să vă treziți de dimineață și să veniți în direct alături de noi. Cu mare drag! Nu e înregistrată emisiunea, dragii mei. Nu a venit singur, ceea ce nu am spus ieri în promo. Bună dimineața, Sebi! Bună dimineața! A venit alături de nepotul domniei sale, Sebastian Șipoș, așa cum îl cunoașteți cei mai mulți dintre dumneavoastră, pentru că deja Sebi e cunoscut. O să povestim și de unde îl știți. El a mai fost prezent în emisiune, nu fizic, dar a fost prezent cu vorba. Pentru că domnul profesor Ovidiu Demea a vorbit foarte frumos de tine. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos. Domnul profesor, eu rămân așa, ancorată în istorie. Da. Eu știu. Noi am mai făcut, eu v-am mai avut alături de mine într-o emisiune. Haideți să ne aducem aminte cum a fost la 9 ani, când ați început dumneavoastră să atingeți primul instrument muzical și dacă eu mi-aduc bine aminte, a fost flautul. Flautul, că a trebuit să-l aleg. Flaut, am avut corn și cred că a mai fost un instrument. Și nu mi-a plăcut cornul, am zis nu, atâta, așa mai era la, eu eram, am născut la Buzău, am mai repetat astea și făceam naveta într-un sat de acolo, de lângă Buzău, trezeam dimineață
și ne duceam la liceu. Acolo liceul de muzică, în clasa a patra. Și na, părinții au văzut că am talent, tata și mama, și hai să ducem băiatul. Păi instrumente, profesor, ca să mai rămână, atât au rămas. Flautul, și, dar nu-mi pare niciodată rău. Flautul mi-a dus cele mai mari satisfacții, cele mai mari satisfacții din viața mea, de la 9 ani, cum spuneți, și până în prezent încă. Flautul mă reprezintă. O să avem pe parcursul emisiunii și o atingere a flautului a domnului profesor. O să vedeți despre ce este vorba. Dar pentru începutul emisiunii, eu vreau să mergem, dragii mei, la Alba Iulia. Și o să vedeți de ce. Pentru că de acolo, de la 9 ani, 2023, 1 decembrie, la Alba Iulia, haideți să vedem un scurt material și pe urmă povestim. Aplauze, aplauze, doamnelor și domnilor, pentru ansamblul folcloric Dragan Muntean al județului Hunedoara. Aplauze pentru dirijorul George Câlțea. Bine ați venit la Alba Iulia. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de... Cu toții vrem să ajungem la Alba Iulia. Măcar de 1 decembrie. Am pirat de găină pe mine și îmi dau lacrimile. Așa cum mi-au dat și în acel 1 decembrie de anul trecut. Eu vă felicit, v-am felicitat și atunci. Sunt atât de mândră de tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Felicitări pentru tot ce faceți pentru acest județ. A fost un moment înălțător să ajungi la Alba Iulia după o viață de muncă. Domnul profesor, cât e muncă, cât e pasiune, cât e... nu știu, dragoste pentru ceea ce faceți. Ele se îmbină. Îmbină una cu alta. Se pornește de la pasiune, mă gândesc, și după aceea foarte multă muncă, să știți. Am muncit foarte mult de mic. Mi-a plăcut. N-am făcut-o forțat. Mă bine să spun ceva acum, dar nu mai spun. Vă rog să spuneți. Aici dăm din casă. Cum fac alții acum. Așa. E bine să cânti la un instrument ca să te duci, să, mă rog, să câștigi și o pâine și mai departe, dar meseria asta nu se face așa. Se face cu multă muncă și trebuie să fii cât de cât dăruit de Dumnezeu.
Și după aceea, dacă muncești cu talent și har de la Dumnezeu, poți ajunge și să fii un muzician, chiar un muzicant, că acum diferența asta, zice, muzicant și muzician, nu, e la fel. Și un lăutar bun, adică lăutar ce înseamnă urechist, care nu citește note și care este foarte bun, foarte bun muzician, poate la fel ca și cel care citește note, că a făcut școală, de asta spune că citește note. A făcut școală, s-a pregătit pentru treaba asta, pentru muzică. Da, ce să zic, asta e. A făcut școala de muzică, dragii mei, și a continuat studiile la Universitatea din București. Teoria muzicii, ceva de genul, există teorie, domnul profesor, în muzică? Fără teorie nu se poate. Dar ce înseamnă teoria? Uite, vă rog frumos să ne explicați. Păi trebuie să, ca și în orice domeniu, în domeniu există teorie și practică, nu? Ca să poți să practici, trebuie să citești, să vezi ce cu acel instrument, ce cu notele muzicale, de ce sunt ele acolo, ce cu portativul, pornind de aici, de la ce cu valorile de note. Nu putem să cântăm așa, trebuie să știm cum cântăm și ce cântăm, în ce tonalitate cântăm. Deci sunt multe, nu facem acum oră de muzică, dacă vreți să facem. Da, am plăcea, pentru că dumneavoastră sunteți și profesor de muzică. Da, este teoria muzicii, foarte importantă, foarte grea, dicteu muzical, auz muzical, nu e așa. De asta spuneam înainte, că s-a muncit mult și se muncește mult și niciodată nu termin cu munca asta, nici la acum când vorbesc, tot mai descoperim câte ceva dintre ale muzicii. Eu nu am înțeles prea multe despre asta. Am tot întrebat în strânga și în dreapta. Știți că eu țin foarte mult la membrii ansamblului Drăgan Muntean. Știți că acolo eu le spun comorile județului Hunedoara, pentru că acolo cumva domnul profesor, maestru George Călzea, a reușit să strângă în jurul domniei sale, nu singur, adevărat, cu ajutorul domnului manager Ciprian Roman, îl salutăm pe această cale, salutăm. Și spunem că îl iubim și să nu se lase, să ducă mai departe cu forță tot ceea ce muncește. Eu zic că ziua, fac o paranteză, eu zic că ziua domnului manager are 26 de ore, nu înțeleg cum îi iasă, nici cum, muncește, nu ne iasă cum poate să facă atât de multe lucruri într-o zi. O să ajungem să povestim ce pregătește Centrul de Cultură și Artă, ansamblu profesionist Drăgan Muntean, domnul profesor, domnul maestru aici lângă mine, dar și îmi continui ideea. Eu nu înțeleg, am auzit anul trecut, știu că anul trecut pregătirea festivalului concurs Drăgan Muntean, care se ține la Deva în fiecare an, în aprilie, așa, nu mă înșel, a fost un adevărat tur de forță. A fost o muncă extraordinară. Noi, cei muritorii de rând, cum eu, înțelegem ce se întâmplă în preajma unui astfel de festival. Scrieți și rescrieți și rescrieți piese pentru voci tinere, pentru tineri pe care îi întâlniți probabil pentru prima dată. Eu abia anul trecut, participând la repetițiile dumneavoastră, am înțeles ce se întâmplă. Mi-au trebuit ani de zile să stau pe lângă cei de la orchestra Drăgan Muntean, orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, ca să înțeleg de fapt că nu, până ajunge acel copil pe scenă, el vine, vreau să spun, vine și spune, maestre, vreau să cânt, nu știu, Săniuță, da. Și dumneavoastră îi rescrieți teoretic piesa pentru vocea lui. Nu, el vine, vrea să cânte, să participe în concurs, să înscrie cu o piesă. Vorbesc o piesă acompaniată și mai are o piesă singură sau singură. Ei normal trebuie, așa e regulamentul, să trimeată o partitură cu melodia respectivă. Nu
vreau să vă spun ce patituri să trimite. Ia, asta iară e alt subiect, dar n-are rost, am venit să discutăm despre lucruri frumoase. Și atunci, nu, ei nu sunt vinovați, că nu, ori nu găsesc, ori nu vreau să le facă partituri, că sunt profesori, sunt în țara asta, nu e problema, dar probabil că nu știu unde să ducă sau ce să facă. Și prima dată m-am supărat un pic, am zis, bă, cum poate să vină așa fără partitură, că i-am lucrat și 80 de partituri, de exemplu, într-un an. Și am lucrat 80, 60, 70 după aceea, și anul trecut am avut vreo 60, cred că. Eu trebuie să fac pentru toți concurenții care să-mi scriu. Trebuie să le dau șansă. Nu pot să zic, lasă că ăsta, sau îmi trimite numai linia melodică. Eu trebuie să fac armonie la ea, pe stilul respectiv, de unde, din zona respectivă unde este, de unde vine concurentul sau concurenta. Înțelegeți? Și încă colegii mai îmi spun, păi, maestre, trebuie să le dau șansă la toți. Noi trebuie să repetăm, că nu intră toți, intră cât să, la preselecție, cât reușesc 20 ceva sau 30 sau cât consideră jurul respectiv. Dar este mult de muncă, revin, trebuie să faci armonie, trebuie să faci, să-i faci în stilul respectiv, trebuie să-i scrii la toate instrumentele care sunt în orchestră. Nu poți să, saxofonul altul cântă în altă tonalitate, saxofonul care citește în două citește, trebuie să-i scrie altfel, trompeta și fluierul și țambalul și așa. Mulțumesc, Rosi, bună dimineața, Rosi alături de mine, noi povestim și exemplificăm, da, ceea ce, despre ce vorbim. Da. Este, sunt imagini, sunt vinovată, eram undercover, să spunem așa, la balconul Teatrului de Artă din Deva, care găzduiește acest frumos eveniment și pe care eu îl iubesc și îl aștept cu nerăbdare și anul acesta. Telespectatorii, să știți că aud un pic de sonor, noi putem povesti. Da. E o mândră moldoveancă, câștigătoarea de anul trecut. Foarte bună. Foarte bună fata. Da. De când am văzut-o și am trimis-o colegilor mei, am spus că o să câștige, parcă am simțit că fata o să facă fori. Și despre asta vorbeam. Ea v-a trimis o partitură. Ea a trimis o partitură. Acum, nu vorbim de cazul ăsta, vorbim de tineri. Da. Sunt și care trimit partituri chiar foarte complexe cu toate instrumentele. De exemplu, și mai mult din partea Moldovei. Să știți, acolo sunt serioși. Pe cuvânt. Iubesc muzica. Da, și se duc la, sunt dirijori acolo, sunt chiar prietenii mei și colegi în care trimit partituri foarte bune, foarte corecte. Dar eu vorbeam și de mult, foarte multe, nu, foarte multe, trebuie să muncesc. Nu fac din asta o problemă. Nu e o problemă, e o muncă. Da. Domnul maestru George Câlțea e, dragii mei, foarte reținut. Dar să știți că e o muncă extraordinar de mare, pentru că acești tineri vin și au poate rara ocazie să cânți cu o orchestră în spate. Pentru că e foarte ușor să cântăm de pe stic, aș putea eu spune, zâmbește, pentru că e foarte modest și nu vrea să spună lucrurilor pe nume. Anul trecut am înțeles ce înseamnă, eu până anul trecut nu am înțeles ce înseamnă o astfel de muncă care ne duce nopți nedormite, foarte multe nopți nedormite, dragii mei, pentru că artiștii vin de departe, din țară, ajung târziu, ajung obosiți, au făcut repetiții cu zi, cu noapte și nu greșesc. Greșesc, domnul profesor? Nu au avut zi, n-au avut noapte. De-abia a pus să vină festivalul să ne bucure sufletul. O să povestim imediat. Bună dimineața, Edi Nicolae Henți. Bună dimineața, Edi. Imediat dăm din casă trimisul nostru special la Romexpo.
îmi place să spun. Adrian Mureșan, bună dimineața. Alina Monica Cărmăzan, bună dimineața și mult succes, mulțumim. Și un mesaj pentru invitații mei. De la Loredana și Poș, o cunoașteți, nu? Și eu o cunosc, felicitări pentru emisiune și pentru invitații dumneavoastră. Și acum un mesaj special. Vilica Maria Câlțea, bună dimineața, felicitări pentru emisiune și mult succes pentru invitații dumneavoastră. Sunteți alături de sufletul nostru, ca de fiecare dată, vă mulțumim. E soția și bunica Ea ne pregătește. O să ajungem la poveste. Adrian Mureșan scrie așa. Felicitări domnului profesor pentru întreaga activitate, multă sănătate și mult succes în viitor. Mulțumim! La fel vă dorim și vouă. Bună dimineața, felicitări pentru emisiune, felicitări și pentru și mult succes domnului profesor Câlțea, spune domnul Enea Vasile din Hunedoara, de la Hațegana. Și Daniela Enea ne spune bună dimineața, îți mulțumim Dani, mulțumim că ești alături de noi ca de fiecare dată. Dragii mei, e modest domnul profesor, că așa e el, nu prea vrea să dea din casă. Eu am sperat că până la urmă să-l facem să vină așa mai cu... dar nu reușim. Mergem la Sigismund Toduță, dragii mei, pentru că acolo la Fabrica de Talente nu se putea. Eu am rămas surprinsă când am aflat că Sebi e nepot. Știam, îi văd mereu împreună, că au o legătură de familie, dar n-am știut că e nepotul dumneavoastră. Mea culpa, Sebi. Îmi pare rău. Uite, am aflat de curând asta de la, așa cum am spus, domnul profesor Ovidiu Demea. Mândru, domnul profesor, și să știi că a spus, eu l-am rugat să vină cu alături de elevi aici la dale dimineții și el a zis, vreau să vin cu Sebastian și Boș. Nu, că pe Seba îl aducem cu bunicul, că e mai frumos să vedem cum se transmite din generație în generație. Rosi, te rog frumos să pregătești acel material pe care îl găsim pe pagina de Facebook a domnului profesor, că așa ne facem noi ziariștii temele de pe Facebook, că acolo e prietenul meu. Eu dau search și găsim o poveste din 2013, cred că chiar mai veche, dar o să ne povestească ei după ce vedem materialul. Ce surpriză! Sebi, aici mergem la tine. Bunicul s-a muiat. Da, în această filmare aveam undeva, cred, pe la 7 sau 8 ani. Că eu prima dată, înainte să cânt la instrumente de suflat, deși mi-am dorit de mic să fac instrumente de suflat din prima, dar nu se poate pentru că e mai greu, nu? Cu plămânii, cu... Trebuie să fiu un pic mai dezvoltat pentru instrumente de suflat, nu le poți face de la vârste fragile. La 7 sau la 8 ani am început pianul. La 7 ani, da, la școala de muzică la Petroșani. Și în această filmare studiam cu bunicul. Venisem de afară de la joacă și ne-am apucat să studiem, că așa făceam noi. Sebi, cât de greu e, acum vorbește cineva care a trăit cu un profesionist în casă și eu știu în copilăria mea că încercam mereu să-l impresionez pe tata. Cât de greu a fost pentru tine să crești cu un profesionist în casă? Nu pot să zic neapărat că a fost greu, pentru că am avut tot timpul parte de susținere și parte de ajutor. Nu e greu neapărat, dar nu e nici ușor, pentru că cum bunicul meu lucrează zi de zi, zi și noapte,
E un pic greu noaptea. Tu ești în ultimul an la Sigismund, la clasa 12, îl așteaptă un an foarte greu, pentru că el face muzică, o să vedeți imediat despre ce este vorba, că avem o melodie pregătită cu Sebi, dar, dragii mei, îl regăsim aproape la toate spectacolele ansamblului Dragan Muntean, ansamblu profesionist, pentru că el urcă pe scenă ca și colaborator alături de bunicul lui. Să știți că de foarte multe ori înainte de spectacol îi văd câte emoții au. Te văd acolo în scenă, foarte atent la el. Bine, omul George Câlțea e de-a dreptul minunat, îl văd cum îi încurajează chiar și atunci când greșesc și deja am început să-i cunosc gesturile. Cu Rosi ne uitam la Hărău, acum urmează să-i certe pe băieți, știam exact care e gestul următor pe care l-au primit doi suflători, care sunt aproape de sufletul domnului George Câlțea, omului George Câlțea, pentru că noi am auzit de atâtea ori vorbind foarte frumos despre el. Seba, cât de greu ți-a fost, e frumos la ansamblul Românașul, da. Noi știm, dar să nu fim ingrați și să spunem lucrurilor pe nume. De la ansamblu Românașul să vii la nivelul ansamblului profesionist Dragan Muntean, ce a însemnat pentru tine? O foarte mare tranziție, deoarece este destul de greu. Pentru că e foarte mult de muncă, mai ales când sunt spectacole mari, cum ar fi festivalul sau altele. CBA. Da, CBA. E foarte greu pentru că e multă muncă și, până la urmă, aici vorbim de un nivel. Alt nivel, dragii mei. Și pregătim alt nivel. Un material. El are 13 minute, ca să înțelegeți ce înseamnă alt nivel, un spectacol pe care eu am plâns la ambele, că a fost cu Bis. Nu m-am putut opri din plâns, mi-era și foarte dor de ei, pentru că nu-i văzusem de mult, la Hunedoara, în 2023, la deschiderea Casei de Cultură, un moment de 13 minute, Rosi probabil nu o să lase tot, pentru că vrem să-i auzim să vorbească despre pasiunea lor, vrem să-i auzim ca oameni, dar un moment pe care vreau să-l aduc alături de dumneavoastră, să simțiți emoția și să vedeți ce înseamnă alt nivel, așa cum a spus Seba. Thank you.
Aplauze la scenă deschisă, mi-e dau lacrimile din nou. Spectacolul s-a ținut în două reprezentații, pentru că atât de mulți doritori au fost să-i vadă, încât pe ultima sută de metri s-a luat hotărârea să se repete spectacolul în aceeași zi. Felicitări încă o dată. Îi felicităm pe băieți, sunt niște minuni, încă o dată spun, adevărate comori ale județului Hunedoara, pentru că, dragii mei, avem în județul Hunedoara, și spuneau colegii noștri la Romexpo, de la Romexpo, într-o prezentare ieri pe Facebook, un județ cât o țară. Avem monumente sacre primite de la străbuni, dar acești oameni dau viață a tot ce are frumos acest județ. Îl salutăm pe Sebi. Bună dimineața, Sebi! Ați văzut că a fost pe scenă. Și alături de tine pe Ovidiu Ziceanu, l-am văzut, pe Adi Lucaci, pe Ovidiu Pintilei și acolo mulți alții pe Vali, care mulți dintre ei au crescut așa ca și Sebi alături de dumneavoastră, domnul profesor. Da, da, și sunt mândru de asta. Spuneam că la orchestră nu am refuzat niciodată pe nimeni și dacă am văzut un tânăr că are capacitate, l-am invitat să vină. Noi, de fapt, anul trecut am înființat și orchestra Drăgan Muntean Junior. Așa și aia este. Și vreau să mai spun, Sebi, că este nepotul meu și mă mândresc cu el și el este cu har de la Dumnezeu de la 3 ani, povestea el, el chiar de la 3-4 ani, el cânta pe instrument, cânta pe acordeon, melodii care el nu știa ce face, el știa numai ce i-a dat Dumnezeu acolo, cânta multe de spus în privința asta, dar dacă nu era pregătit și nu avea cât de cât un nivel, povestea și el, să poată ajunge aici, și dacă era nepotul meu, nu era aici la orchestră, și asta o spun cu mâna pe inimă și mă știu și colegii, iar pentru că este aici, este pentru că, fără lipsă de modestie, de data asta, are capacitatea să fie, este talentat, este muncitor și nu pot să iau această șansă numai pentru că este nepotul meu sau că cineva zice, a, păi e nepotul lui, normal că trebuie să fie acolo. Nu, dacă e nepotul meu, foarte bine că e nepotul meu, dar are și capacitatea să fie în acea orchestră, cum a fost și au venit aici și Ionuț Lupuț de clasa 9-10 și Darius Fălăuș, care este veteran acum în formație, Adi Lucaci și mulți alții. Acum au venit și Valentin Diniș, de exemplu, și mulți tineri și copii, prietenii lui copii, că le zic copii, că sunt copii. Sunt copii, da, sunt copii. Da, care v-am amintit de junior, de Drăgan Muntean. Da, și vreau totuși să mulțumesc pentru ce ați văzut suita de orchestră. Vreau să le mulțumesc în direct acum la colegii mei, la instrumentiștii deosebiți angajați, începând de la Valentin Stăncioi, care este concertmaestru și ajutorul meu de bază, Valentin Stăncioi, Pintilei Ovidiu, Ovidiu Ruzician, Adrian Lucaci, Sisi, cum îi spunem noi, la chitară, Florin Risipitu, Darius Fălăuș, angajați și ceilalți colaboratori care avem, care sunt ca și angajați aproape de noi de foarte mult timp, aproape de la înființarea orchestrei ansamblului, și nu se puteau rezolva aceste probleme, pentru că este muncă, este muzică, dar dacă n-ai ajutorul șefilor, să zic așa, adică mă refer aici la domnul manager Ciprian Roman, care îi mulțumesc și nu o fac numai așa din complezență sau ca să mă gudul sau să-mi fie iertat cuvântul, o fac chiar din inimă și cu mult respect, pentru că dacă nu ai ajutorul ăsta să spui, mai avem nevoie de două viori, mai avem nevoie de un suflător, mai avem nevoie de
braj la armonie sau ceva, și în care trebuie să dânsul să-și facă niște socoteli, că este, există un buget peste tot. Și la rând, dânsul la rândul lui, și împreună să mulțumim conducerii Consiliului Județean, special domnule președinte Laurențiu Nistor și domnule Costel Avram, care simțim acest ajutor și ne ajută chiar foarte bine, ne ajută, și vă spun, nu spun numai ca să spun așa că laud și eu pe cineva, chiar sunt alături de noi și simțim ajutorul dânșilor. Le mulțumesc. Și noi le mulțumim, dragii mei, prin știrile pe care colegele mele Petronela Tăma și Nicol Ebner le aduc în jurnalul de știri de la Hunedoara 1 TV, arată implicarea celor de la Consiliul Județean, nu doar financiar, pentru că încă o dată ne-au demonstrat anul trecut, în perioada sărbătorilor de iarnă, că au fost prezenți și susținuți, i-au susținut fizic pe cei de la ansamblu, de la Centrul de Cultură și Artă, pentru că acolo e o echipă minunată în jurul domnului manager Ciprian Roman, da. Pentru că această familie de acolo, de la Centru de Cultură și Artă, într-adevăr aduc bucurie în casele noastre și n-ar putea să o facă fără ajutorul. Da, mulțumesc, Rosi, și exemplificăm cu imagini inedite, dragii mei, ținem încă o dată Edi, trimisul nostru special la Romexpo. Băieții, și când nu sunteți cu ei, vă fac mândri. Păi, le-am spus, vedeți cum cântați acolo, că cunoaște lumea, vorba lui șeful lui Ciprian Roman. Zice, vedeți cum cântați, că mă cunoaște lumea. Ovidiu Pintilei la Rosi, dacă ne mai dai o dată imaginile, te rog, să-i identificăm, să nu le dau mielul. Ovidiu Pintilei la acordeon. Ovidiu Urzicianu la saxofon. Așa. Adrian Lucaci, Fălăuș, Vioară și Risipitu, Florin. Exact cei care... Bine, Cătălin Bălan, nu te-am uitat și te felicităm pe tine, colegii, și dansator, da. Colegii din corpul de balet, cum le spune, da, corpul de balet, da. Domnul profesor. Ați, da, văzut că am învățat de la domnia sa ceva. Am învățat foarte multe de la domnia sa, nu doar asta. Și îi mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce face. Le mulțumim tuturor care sunt alături de noi. Nu vreau să trec mai departe, vreau să dau citire mesajelor. Bună dimineața, Sergiu, mama ta, de data asta spun direct, sunt cea mai mândră cu așa băiat și tată. Credeți-mă că și eu sunt mândră că sunt de-ai mei, deci din Hunedoara, și sunt mândră că am ales să mă întorc acasă aici în județul Hunedoara. Constantin Padia, felicitări pentru emisiune, salutăm invitații dumneavoastră și le urăm succes. Ana Pop, Vasilica Mocan, vă spun felicitări. Și noi felicităm și, credeți-mă, Dani Brânzea, bună dimineața. Dragii mei, mergem la Sebi, cumva aducem muzica în casă. Mai avem foarte puțin din emisiune și chiar 6 minute. Sebi, povestește-ne despre cealaltă parte care nu e la ansamblu, care nu e la școală. Tu ai și propria ta preferință muzicală. Hai să ne uităm la un videoclip. Ne uităm? Da. Haideți să vedem pe Sebi într-un videoclip și pe urmă povestim. Dacă
faci frumoasă viața, la 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 la. V-am spus că e cu iubire, dar stați să vedeți că nu e iubire numai în videoclip. Cine e interpreta Seba? Interpreta este Fabiana Clara Steinbinder, mai exact. Iubita mea. Ce frumos! Suntem într-o relație de 9 luni de zile și împreună am reușit să realizăm așa, deocamdată mici chestii, pentru că e greu să realizezi ceva în scurt timp. În scurt timp e greu să realizez lucruri mărețe, dar cât de cât am reușit să facem ceva, am realizat împreună două piese. Asta, imaginele ce s-au văzut înainte sunt de la piesa De dragul tău bage mor, piesa ei. Am realizat-o la Radu Păinar. E bine, îl salutăm pe Radu, l-am văzut la Taragot, îl salutăm pe Radu. Îi salutăm și mulțumim foarte mult pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru tot sprijinul și ajutorul. Și da. Și alături de el, dragii mei, care emoții, sunt elevii de la Sigismund Toduță, colegii lui din ansamblul Românașul, pentru că eu i-am recunoscut pe câțiva dintre ei, la câte imagini am văzut cu ei, inclusiv dansatorii sunt colegi de ai tăi de la liceu. Dansatorii sunt participă la ansamblul Cerbălana. Ah, mai frumos. De la Hunedoara. Ia uite când se unesc iubitorii de muzică, câte lucruri minunate ies. Eu îi văd pe Seba și pe Lara de foarte multe ori în oraș. Sunt ca timbru pe schisoare. Sunt atât de frumoși amândoi pentru că îi văd mereu când merg la repetiții. Cu însoțiți sau nu de domnul profesor, maestru, dirijor George Câlțea. Nu mai avem timp. Emisiunea s-a terminat, dragii mei. Aș trage o concluzie. Ansamblul ăsta profesionist de Gan Munteanu e așa pentru dumneavoastră un vis împlinit? Este visul meu dintotdeauna. Chiar asta mi-am dorit, am mai spus recând ceva emisiuni și mi l-am dorit dintotdeauna și sunt încă în vis. Trește un frumos vis, dragii mei, ce mai spunem pe repede înainte, doar că suita pe care ați urmărit-o pleacă la Chișinău. Ei se pregătesc pentru un spectacol care va avea loc la Chișinău. Nu dăm foarte multe detalii pentru că mai am un motiv să mai fac o emisiune. Doamne, ce binecuvântată sunt să povestim despre plecarea la Chișinău alături de o scenă pe care va urca și maestru Bodgros. Da, cu lăutare. Da. Da, o să fim pe aceeași scenă. Mândri că sunt de hunedoreni, le dorim succes, le dorim drum bun. Seba, ce faci diseară? Mă duc la meditații. Și mâine seară? Mâine seară sunt la un eveniment.
Deci, Seba nu va veni cu noi la club. Noi mergem la Renault, dragii mei, pentru că mâine seară sărbătorim dragostea la Renault. Nu uităm că a fost 14 februarie și am celebrat iubirea. O mai celebrăm o dată luna asta, dar mâine seară mergem să celebrăm iubirea alături de DJ Klaus la Renault Club. Și aici ne luăm la revedere. Eu vreau să închei într-un ton de mulțumire către Dumnezeu și către acești oameni minunați care reușesc să ne facă mândri, să ne aducă emoția și lacrimile acelea pe care le scăpăm într-o sală de spectacol când îi vedem acolo, pe scenă, când ne încântă. Să le dorim tot binele din lume, să le dea Dumnezeu sănătate și putere, să ducă mai departe un vis în care domnul profesor, maestru, dirijor George Câlțea îl trăiește. Până luni dimineața, când ne revedem aici, alături de Nicol, eu vă doresc să aveți zile minunate, pline de soare, în suflet și pe cer. Și să nu uitați că vă iubesc. Iubiți și voi!